La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt erau înregistrați peste 9500 de șomeri, comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,74%. În această lună, indicatorul a înregistrat o creștere cu 0,16 puncte. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJFM Olt, 29,40%, urmat de cei cu nivel de instruire primar și fără studii 28,22%, iar 24,39% au absolvit învățământul liceal. Șomerii cu nivel de învățământ profesional, arte și meserii reprezintă 15,73% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii post-liceale reprezintă 1,54%, iar cei cu studii superioare au o pondere de 0,72%. La sfârșitul lunii august 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 9.544 de șomeri, din care 4.417 erau femei, rata șomajului fiind de 5,90%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,74%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,16 puncte procentuale. Din totalul de 9.544 persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 2.008 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 7.546 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.081 șomeri provin din mediul rural și 2.473 sunt din mediul urban. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezinta astfel: 5.639 de persoane foarte greu ocupabile, 2.658 greu ocupabile, 866 mediu ocupabile, iar 391 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJFM Olt.